Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, după mult, de pe aproximativ o lună de zile, e timpul să fac un mic filmuleț pentru a vedea cam ce fac eu în perioada asta, fiind foarte rece. Albina mișcă puțin și pot să evaluez acum foarte bine cum se strâng cuiburile. Iată, iau mânuși. Iau mânușile ca să pot lucra mai liniștit, fără să mă mai tot feresc de înțepături. Iată, aici avem o colonie de albină. Suntem pe 26 septembrie. A venit, să zic așa, aproape iarna. Aici, în spate, am ramele care au fost date la centrifugă. E timpul să le îndepărtăm. Pentru a nu... Eu nu le țin în stup. Iată, avem și viespi destule, fiind mai rece acum, viespii sunt mai în putere ca albinuțele. Dar pentru lucrarea care o fac eu acum completă, nu e mare lucru. Aceste rame au fost date să le curețe albina. Acum le îndepărtez. Le voi pune la rezervă. Așa. O să deschidem în față cuibul. Să vă arăt exact cum procedez. Să aduc o chestie. Mi-am adus acest băț pentru a face o anumită lucrare. Iată, fiind foarte frig aici în spate, mai sunt câteva rame. Iată unde stă albina așa, acolo cocoțată. Astea vor veni scuturate, dar vom strânge cuibul exact pe câte rame are nevoie, plus că voi mai face încă o lucrare pe lângă strângerea cuibului. A mai rămas un pic din turta proteică, au consumat aproximativ 1 kg de turtă proteică. Bineînțeles, au și hrană suficientă. Acum voi evalua pe câte rame va sta toată iarna și pe ce rame cu mâncare. Pe ultima ramă, când l-am strâns în august, iată, doar așteptă albina este. Dar e bună rama pentru mâncare. Deci asta e prima rama. A fost atunci strâns pe 8 rame. Acum, dacă mă uit bine, o să rămână pe vreo 5. Iată aici stă albina, așa. Asta va fi... Nu o vedea exact. Ce voi proceda, eu vreau să-i strâng pe 5 acest cuib. Stă bine, bine înghesuită albinuța. Iată așa, stă albinuța. Iată. O să mă uit un pic rame să decid care ramă rămâne la mâncare. Deci, asta rămâne
Asta rămâne. Odată ce decid că această ramă rămâne, voi da o două găuri. Una și încă una aici. Asta e tot. Da două găuri. Deci rama asta rămâne. Una. Trec la următoarea. Aici am mai simt câteva celule de puie. Căpăcit. Câteva celule, nu foarte multe. În mod normal rămâne și această ramă. Așa. Eu așa iernesc cu găuri date. A iernat foarte bine anul trecut, astfel și voi ierna și anul ăsta la fel. Așa, două. Următoarea ramă. Normal că rămâne. Asta are deja găuri date de anul trecut. E foarte bună rama. Mâncare suficientă. Așa. Deci rămâne 3, vom vedea 5 sau 6. Nu știu exact cu cât o să rămână. Încă. Voi vedea exact cum de înaintez. Aia a treia ramă. Avem acum a patra. Aceasta ar fi bună, da? Nu cea mai bună. Are hrană destulă pe ea. E un pic deschisă la culoare. O să mă uit la o altă ramă. Asta va rămâne. Asta e un pic mai închisă la culoare. Da, este mai închisă. Are și mâncare foarte, foarte bine arată. Are și păstură. Da. Parcă cealaltă e și mai bună. Iată, asta mi se pare mult mai bună. De ce mi se pare mai bună? Are o cantitate importantă de miere și asta. Dar pe partea din față e mai puțin, deci nu e. Nu e chiar cum credeam eu peste. Bun. Deci am decis pe care o mut. O mut pe aceasta. Pun pe aceasta în față. Dăm găurile respective. În aceste găuri, tranziția albine se face mult mai ușor iarna. Și ghemul se poate retrage, se poate extinde cum dorești. Iată. Așa. Deci, aceasta e prima ramă. Următoarele trei, care formează mijlocul. Dar ultima ramă o să fie aceasta sau următoarea. Ia să văd. Iau după greutate, așa să văd care e mai grea.
Dar pe totuși asta e mai grea. O să iau cum past. Îi dăm găurile respective. Și am terminat cu organizarea cuibului. Deci va rămâne pe 5 rame strâns. Foarte bine. Punem diafragma. Lăsăm. Deocamdată las o ramă după diafragma. Restul ramelor cu mâncare răscuturi și vor deveni rame de rezervă pentru. Iată așa. Deci cam așa organizez eu cuibul pentru iarnă și nu mai am treabă cu ele. Ramele respective le punem în lăzi. Toate ramele respective vor fi rezervă. Perfect. Sunt rame unde poate va trebui să mai pun și pentru alte familii unde nu au mâncare eventual. Dar anul ăsta am avut foarte bine rame cu mâncare. Ia. Ceara. Foarte bine. Deci așa rămâne familia să ierneze. Albina se va trage în față. Încă nu împachetez definitiv. Încă las folia, fiindcă mai urmează un tratament sau chiar două. Cred că o să fac și eu un varachet. Undeva pe săptămâna viitoare, să mai încălzească vreme. Și un oxal. Asta în lipsa puietului, varachetul oxalicu, tot așa să fie doar pe o singură generație de albinuțe. Cam atâta până voi mai face un film când voi împacheta definitiv pentru iernat. Până atunci, numai bine. Și fiecare să-și organizeze cât mai bine albinuța.